Bună seara, vă spun din nou la emisiunea Teologia în Actualitate. Trebuie să recunoaștem că lumea noastră s-a schimbat, s-a schimbat destul de mult. Această schimbare este numită, denumită, în diferite forme. Una dintre aceste titulaturi pentru lumea noastră care s-a schimbat, pentru o nouă lume în care suntem, este lumea postmodernă, folosit atât în literatură cât și în artă și în alte domenii, și cu siguranță am început să vorbim despre postmodernism și în teologie, și în relație cu teologia. Vreau în seara aceasta să discutăm despre acest dialog dintre creștinism și postmodernism, postmodernitate, dintre noi și lumea postmodernă, modul în care creștinismul ar putea să transmită mesajul pe care Dumnezeu l-a dat în Evanghelie. Unor oameni care sunt afectați, influențați de gândirea postmodernă. Plecăm în seara aceasta de la cartea Unelte apologetice în vederea confruntării cu lumea postmodernă și am bucuria ca în această seară să l-am invitat pe autorul acestei cărți, Samuel Costea, slujitor al lui Dumnezeu în Austria. Am fost colegi în seminar timp de patru ani, și uh, în seara aceasta vrem să discutăm pe această uh, temă. Uh, ne bucurăm să fim împreună. Bine ați venit și uh, aș vrea să uh, discutăm mai întâi, pentru că sunteți pentru prima dată în emisiune, să ne spuneți câteva lucruri despre viața de familie și slujirea pe care o faceți acolo. Vă salut cu tot respectul și cu toată demnitatea. Sunt foarte onorat să fiu cu voi și mai ales să fiu împreună cu tine, Daniel, și cu echipa cu acolo. Doresc ca Domnul să vă dea multă binecuvântare și mult har. Eu sunt Samuel Costea, un slujitor al Evangheliei din Austria. M-am născut în Bucovina, așa că școala generală am făcut-o în Bucovina. Am dorit să cunosc mai mult despre viața de credință și atunci am plecat înspre Arad, unde am putut să cunosc mai mult comunitatea de credincioși baptiști și lumea creștină din Arad, pentru că era mult mai relevată decât zona în care trăiam eu și am avut harul să vin înspre Arad. De la Arad, după 10 ani de zile sau mai bine de 11 ani în Arad, am avut să am simțit chemarea să plec la seminarul teologie baptist din București. Am fost onorat ca după o lungă perioadă de timp în care nu aveai acces ca să poți să mergi să studiezi la teologie pentru că locurile erau foarte limitate și atunci s-a creat oportunitatea. În primul rând am fost la cursuri la distanță și după aia am avut harul ca să ajung la zi unde am fost coleg cu Daniel și cu mulți alți colegi foarte scumpi și foarte dragi pe care doresc ca Domnul să-i cuvinteze. După terminarea seminarului m-am întors înspre Austria, am ajuns în Austria prin căsătorie, am cunoscut-o pe Simona, scumpa mea soție și am ajuns în Austria și de atunci viața mea s-a schimbat destul de mult. Aici, în Austria, avem trei copii, Marcus, Luca și Iohannes. Ne bucurăm de ei că sunt ai noștri, că sunt ai Domnului și dorim ca ei să-l cunoască mai bine și mai pregnant pe Dumnezeu. Venind în Austria, situația s-a schimbat destul de mult. Dacă în România puteam să acționez foarte mult cu tineretul și cu foarte multe lucrări de organizare în rândul Bisericii din Speranța, apoi la într-un tineri din țară. În Austria lucrurile s-au schimbat destul de mult. Am început întâi să lucrez cu tineri din biserica dimolarga Seara Era singura biserică baptistă în Viena, de fapt o biserică cu o anumită recunoaștere, în sensul că este de 40 de ani, deci este a doua biserică din diaspora uh, baptistă din, uh, din uh, Europa de Vest și chiar ne mândrim cu lucrul ăsta pentru că este a doua biserică baptistă. Am slujit la scurt timp, am avut harul ca să fie ordinat ca și pastor în biserica a doua din Viena În care din această biserică au fost câteva aspecte esențiale Aspectul de predicare, pastorire, aspectul de învățătura scripturilor și aspectul de misiune Așa că prin această biserică s-au deschis câteva biserici Și automat de aceea mă și numesc slujitor al Evangheliei Pentru că eu merg după premiza Ce găsește, mâna ta să facă Așa că atunci când este nevoie de păstorire, păstoresc, atunci când este nevoie de învățătură, aprofundez scripturile, atunci când este nevoie de a planta o biserică, mă lupt să plantez biserici și am avut harul să plantăm câteva biserici, atât în Cafenberg, Bruc, Andemur, după aia să fiu parte a celor din Crenț și după aia în ultima biserică la Foc la Bruc, prin care am, am lucrat la aspectul acesta. Un alt aspect, am găsit biserici care au fost aici și care au avut nevoie ca să, fie, ca să fie, ajutate în consolidare, în predicare, în facerea anumitor slujbe duhovnicești și astfel că am mers și la Salzburg și Grain, St. Pölten și alte biserici pe care le-am avut. Deci am avut o lucrare foarte, foarte diferită, prin faptul că am reușit să plantăm câteva biserici române în care nu mai existau, pentru că în Austria bisericile române erau mereu unde erau bisericile austrece, în cadrul lor. Mai târziu, prin venirea noastră aici, Dumnezeu a deschis noi biserici în oraș în care nu erau frații austreci și au rămas marcați de lucrul acesta și atunci m-au invitat dacă vreau să fac parte din cadrul conducerii Uniunii Baptiste Austrece de aici. Astfel că am avut harul să fiu primul ales în conducerea austreacă dintre români. După un mandat de patru ani de con în conducerea Bisericii Austrece, apoi am fost ales din nou un alt mandat ca și vicepreședinte al, al Uniunii Batiste Austrece și anul ăsta am încheiat al treilea mandat în conducerea Uniunii Batiste Austrece, în care sunt și române și austrece. Mai nou de câțiva ani suntem într-o colaborare de vreo 13 ani și cu bisericile din diaspora română din Europa. Așa că și aici sunt în Comitetul de Coordonare, și acum 2 ani am organizat în Viena o conferință vest-europeană, de care ne bucurăm și o slăvim pe Dumnezeu. Iar de un an și ceva am început o colaborare și o cooperare cu bisericile române de toate confesiunile prin care avem o întrunire și încercăm să facem lucrări speciale și specifice în nouă ca și români aici, în Austria, încercând în mod special să arătăm unitatea în, în a-L mărturisi pe Dumnezeu, în a ne apăra drepturile credinței și în mod special a proteja viața de familie și a copiilor. Și în direcția aceasta avem câteva lucruri pe care le-am făcut și le slăvim pe Dumnezeu. Mulțumesc cam mult? A... Da, cred că vrei să mai continui. Da, deci cam astea sunt cele mai esențiale lucruri pe care le-am făcut aici, în Austria, și când îmi rămâne câte un pic de timp liber, mai încerc să scriu câte o carte. Da, până prezent, cel puțin ce am văzut eu, sunt trei cărți sau mai multe. Mai multe. Mai multe decât deci trei cărți. Astea a... sunt ultimele trei. Ultimele trei vorbim astăzi despre preocuparea pentru lumea postmodernă pentru dialogul cu lumea postmodernă, pentru apărarea creștinismului într-o astfel de lume, cum ai deveni preocupat de această temă în așa fel încât să o transformă într-o temă de cercetare la doctorat în programul de la Midwest Seminary cred că a fost și exact. rezultatul îl vedem aici, aceste moș de cercetare. Deci, faptul că de mic copil am fost, într-un fel, confruntați cu această uh, ideologie, în sensul că, tot timpul, noi, ca și creștini, într-o formă anume, am fost oarecum ridicularizați prin faptul că noi credem într-un Dumnezeu al Scripturii. În timp ce oamenii cred că Dumnezeu este o ființă, un om în vârstă, cu barbă, un om depășit, demodat, credința creștină este ceva cu totul demodat, lipsit de relevanță. Aspectul ăsta m-a marcat de când eram tânăr, plus faptul că eram considerați ca un fel de oameni care suntem tributari unei religii confesionale, deși eram religie de stat, totuși. Compatrioții noștri ne vedeau ca un fel de sectanți, ca niște oameni care oarecum credem niște adevăruri marginalizate Asta a fost prima aspect Al doilea aspect a devenit prin faptul că am ajuns în Austria și când am ajuns în Austria am simțit că lumea de aici este complet pe o altă sferă și pe o altă dimensiune Observând că tot ceea ce afirmăm noi ca și creștini evanghelici Aici în Austria nu era la fel de bine primit, mai ales în lumea seculară, în lumea de obișnuite pe care o întâlnești la fiecare pas Lucrul ăsta m-a frapat destul de mult pentru că nu puteam să înțeleg de ce dacă noi afirmăm că Dumnezeu există că viața de credință este importantă, că noi trebuie să ne întoarcem înspre Dumnezeu, să-L căutăm pe Dumnezeu Lumea de aici ripostează lucrul ăsta și Spunea că, de fapt, lucrurile astea sunt mai mult lucruri pentru copii, pentru oameni în vârstă. Atunci când ești neajutorat în viață, încerci ca să te agați de cineva care poate să fie numit Dumnezeu. În sfera aceasta, văzând că lucrurile sunt așa, sau mai degrabă afirma și un alt aspect, zice. Domnule, dacă Biserica Catolică oarecum nu mai are relevanța care a avut-o, înseamnă că Dumnezeu și Biserica Catolică au murit, spuneau ei, sau un alt aspect pe care îl abordau ei, spuneau uh, uh, următorul aspect, că ziceau: uh, Ce crezi că numai voi aveți dreptate? Adică, voi cu o singură carte vreți ca să credeți că toată lumea asta trebuie să creadă ceea ce spuneți voi? Nu vi se pare că voi ignorați ceea ce afirmă celelalte popoare, celelalte lumi, și atunci voi ignorați culturile și uh, tradițiile pe care alte popoare și alte lumi le au. Ei, toate lucrurile astea au determinat ca să mă, gă, să mă pună în situația să văd cum pot să răspund la întrebările pe care oamenii le au și în mod, cu totul special faptul că noi nu mai pășim într-un veac al credinței așa cum era cunoscut Europa ca și un leagăn al creștinătății și am trecut într-o lume extrem de secularizată, o lume agnostică, o lume care eh, agnosticismul și ateismul este mult mai predominant, chiar neodarvinismul, sunt extrem de eh, pregnante și nu numai atât, dar ei vin chiar cu o chestie, cu o luptă aprigă ca să eh, pună eh, sub semnul întrebării credința creștină. Și atunci, abordarea lor este că încearcă să spună: N-are rost ca să crezi în Dumnezeu, că de fapt Dumnezeu n-ar exista. Pe altă parte, încearcă să spună: Așa cum lumea merge și are opțiunea să meargă la fotbal, așa lumea poate să meargă la biserică sau în altă parte dar îi vor să scoată din ecuație valoarea creștinătății și a religiei, să spună că este ceva care nu mai este pe același pedestal, că este ceva lipsit de obscuritate și, în mod special, de ce vrem noi să impunem că adevărul este absolut și că toată lumea trebuie să creadă în adevărul pe care noi îl avem. Ei, toate lucrurile astea puse împreună, văzând că este această mare discrepanță între ceea ce, modul în care vedem noi lumea și modul în care cei de afară văd lumea, lucrurile astea m-au determinat ca să aprofundez. Plus că am zis că dacă fac o lucrare specială, vreau să-mi adâncesc pentru mine personal câteva adevăruri fundamentale. Să știu de ce cred ceea ce cred, pe ce mă bazez atunci când afirm anumite lucruri și cât de relevante sunt lucrurile pe care le am. Ei, toate lucrurile astea m-au determinat înspre direcția aceasta. Deci, cumva este o preocupare pentru apologetică, care s-a născut într-un context uh, ortodox. Uh, evanghelicii fiind într-un context, în România fiind într-un context ortodox, în care discuțiile legate de Dumnezeu și de realitatea lui Dumnezeu uh, au. Uh, fost purtate în acest context, dar înțeleg că a fost și un traseu spre o lume vestică, unde apologetica a căpătat noi forme și anume o nouă confruntare, o nouă luptă. Și anume lupta cu ateii, lupta cu oamenii care realmente au întors spatele lui Dumnezeu și uh, preocuparea pentru această apărare a credinței a fost cumva temeiul uh, acestei lucrări, acestei cercetări, acestor studii care au uh, culminat într-un uh, program, uh, să zic, coerent, organizat în cadrul programului de Doctor of Ministry uh, de la seminarul din Statele Unite. Uh, dar ca să clarificăm câteva lucruri, ce se înțelege prin postmodernism, lume postmodernă? Poate sunt unii care ne ascultă și nu au clar lucrul acesta. La ce vă referiți când vorbiți de lume postmodernă? Și poate aici poate ar trebui să poposim o clipă. Dar deci. Uh, uh. Lumea este mereu condusă de anumite clișee filozofice, politice și culturale, în care, multă vreme, lumea a fost destul de bine așezată pe anumite sfere de valori creștine, tradiții și lucruri dogme pe care s-a bazat. La un moment dat, a apărut modernismul, care a pus sub semnul întrebării toate valorile care au fost odinioară, spunându-le că nu-și au relevanța, că nu au valoarea maximă și atunci. Modernismul a venit să ridice foarte multe întrebări, și să, să fie liber să-și pună întrebări din orice punct de vedere ar dori ei. Ei, după modernism, o perioada modernității, a apărut perioada postmodernă, în care lumea a observat și partea tradițională și partea modernă, care n-a reușit ca să răspundă nici la toate întrebările care sunt și am ajuns în postmodernism, adică după modern sau nach, cum spunem în limba germană, o lume care este adoptată în lumea politică, filozofică, alt, artă, cultură și mai departe. Deci toate lucrurile astea vin ca să, într-un fel anume, să pună sub semnul întrebării toate metodele pe care le-au avut uh, perioada tradițională, să spunem așa, mai simplu pentru oameni. Au luat cu asalt toate dogmele care vizau partea asta mai tradițională, mai bine așezată în cultură și în inima omului și au ridicat foarte multe semne de întrebare care le-a pus uh, perioada asta postmodernă. Deci uh, este o filozofie cu privire la lume și viață, exact. care contestă uh, filozofia, să zic, tradițională uh, în anumite puncte ale ei o contestă, și încearcă să uh, creeze o nouă filozofie cu privire la lume și viață, o filozofie în care lipsește uh, autoritatea, o filozofie în care lipsește. Absoluturile, totul este relativ. O filozofie care ne duce spre o viață fluidă, care curge, și nu poți să știi exact, și nu poți să judeci comportamentul celuilalt pe baza unor repere morale. Dacă ne gândim din această perspectivă la lumea postmodernă, azi mai vorbit în carte despre unelte și mie mi-a tras atenția cuvântul unelte apologetic, ce este ca și cum cineva s-ar pregăti să lucreze ceva și cartea de fapt îi pune în mână uh, niște instrumente pentru a dialoga cu această lume. Ce ați înțeles prin uh, aceste unelte? Sau... Da. Deci așa cum s-a remarcat, postmodernismul este acea filozofie despre lume și viață în care încearcă să prezinte lumea dintr-o altă perspectivă Deci în mod special nu, mai, nu se mai bazează pe conceptul de lume și viață prezentat de lumea iudeu-creștină și vine cu tot felul de alte aspecte care sunt moderne și care par raționale în momentul de față de ce am ales acest titlu apologetică și unelte apologetice? A fost faptul că, dacă mă duc puțin în istorie și în problematizarea acestui aspect, a fost că în 1950 până în 1950, de exemplu, citind un portal din Germania, lumea era o lume creștină. Deci nu neapărat creștină, era, lumea se declara că crede în Dumnezeu. Deci aproape în proporție de 100% lumea se declara că crede în ceva divin, transcendent, ceva care există, ceva care marchează viața noastră. Din 1950, în fiecare 10 ani, cu 3, 4, 5%, lumea a început ca să pună sub semnul întrebării valabilitatea creștinătății sau a credinței în Dumnezeu. Ei, mai târziu s-a ajuns ca la procente foarte mari de, din mijlocul populației să conteste ceea ce înseamnă adevărul despre Dumnezeu și despre viață și să se ghideze sau să se ancoreze în alte aspecte. În spectrul acesta, văzând că mulți oameni au tot felul de unelte care le stau la îndemână, de exemplu, anumite confesiuni care sunt extrem de emergente, cele moderne, nu neapărat că sunt rele, pline de bază substanțială, majoritatea au tot felul de unelte care le stau la dispoziție. Mulți dintre ei, de exemplu, la sfârșitul cărților lor, vei vedea că au unelte cum să răspundă la întrebările pe care cei din jur le, le pun. De aceea am gândit că câteva unelte nu ar fi noastre ca pentru omul de rând, în sensul că cei care sunt creștini să poată să, în primul rând, să aibă ceva la îndemână care să-și fundamenteze credința lor. Pentru că avem de a face cu o lume care este secularizată, o lume care este relativizează tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Oameni care vor să răstoarne izvodile minții noastre și atunci am zis că este nevoie să alegem câteva unelte și am ales aceste unelte arătând în sensul că să răspundem la cele mai des întrebări care se pun în jurul nostru, prin care tânărul și fratele din biserică sau un om care crede în Dumnezeu să poată să aibă câteva răspunsuri. În primul rând să aibă convingeri care să fie la baza vieții lui, să știi că el nu se bazează pe nimic, Că viața nu, este, nu vine din nicăieri și pleacă spre niciunde, ci că viața este creată de un Dumnezeu că noi ne bazăm pe o carte care este Cartea Cărților Sfânta Scriptură, că această carte este o carte de importanță covârșitoare, deci nu este o carte care asemnea altor cărți, ci este o carte care ne stă la dispoziție și cu cât cunoaștem mai bine Cartea Cărților Sfânta Scriptură, cu atât mai mult putem ca să răspundem oamenilor despre adevăruri despre care omul și filozofia nu poate să răspundă. Pentru că Cartea Scripturii este o carte unică în sensul că ea răspunde la cele întrebări care de unde începe viața, ce se întâmplă după ce se termină viața și cum poți ca să ajungi într-o viață pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi. Unicitatea acestei lucruri pe care le are Scriptura este de o importanță așa de mare și de aceea este de o importanță Ei în, acea, în sfera aceasta, pentru că și pe de-o parte am observat că lumea de afară are întrebări foarte bine ticluite capcane pe care vrea să le pună și cu care încearcă să te încuie la fiecare pas dacă tu spui că Dumnezeu există, ei vin imediat cu răspunsuri foarte, foarte bine ticluite, bine gândite. Păi dacă Dumnezeu există, de ce există suferință? Dacă Dumnezeu există, de ce se întâmplă lucrurile astea în lume? Dacă Dumnezeu există, de ce a lăsat o singură carte? De ce nu respectă fiecare carte a fiecare națiuni? Și lumea vine cu filozofia foarte bine pusă la punct și poate ușor să intimideze pe cei care nu cunosc substanța adevărilor sau care nu cunosc adevărul din prisma lui Dumnezeu, care contează foarte mult și lucrul ăsta m-a determinat ca să vorbesc despre aceste unelte apologetice pentru că este foarte, foarte la îndemâna multora care au nevoie de lucrul acesta. Fiecare, de fapt, generație de creștini autentici a simțit la un moment dat disconfortul, presiunea, marginalizarea și chiar prigonirea societății și a trebuit să reacționeze pe măsură în vederea părării credinței și a expansiunii împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Nici generația noastră nu este scutită de luptele ideologice. A fi creștin în spațiul Europei de vest Astăzi, în epoca postmodernismului, a știința, a tehnologiei înseamnă să fii gata să accepți ridicularizarea, marginalizarea și discriminarea din cauza ceea ce crezi. Mai mult, în contextul în care secularismul și postcreștinismul au devenit fenomene generalizate, atacurile împotriva credinței și a valorii creștine s-au intensificat vizibil. Sub asediul cultural al mass-media și al Academiei, care propagă tot mai multe valori postmoderne, seculare și evoluționiste, credința tot mai multor creștini se clatină. Iar cei care au rămas tari în credință sunt tot mai asaltați cu privire la veridicitatea și raționalitatea credinței lor. Într-un astfel de context, imperativul apostolului Petru este parcă mai actual ca oricând. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricărui vă cere socoteală din nădejdea care este în voi și mai specific suntem datori, cum ne spune Sfânta Scriptură, să răspundem celor care ne cer socoteală despre nădejdea care este noi, a celor care vin cu tot felul de filozofii care sunt în jurul nostru și care vor ca să conteste adevărurile supreme și în mod special faptul că am pășit într-o lume a necredinței. Deci dacă era o perioadă în care Europa era floarea și era S-a dezvoltat cea mai frumoasă artă, gândiți-vă după reformă. Toată Europa a înflorit datorită reformei. Și asta a reformat cultura, știința, filozofia, literatura, munca, totul s-a reformat în Europa. Deci a ajuns ca un apogeu prin creștinism, prin cunoașterea Dumnezeu, să fie o, o altă fațetă a lumii. Dar acum cădem înspre necredință, înspre agnosticism și atunci lumea are nevoie ca să răspundem la întrebările care se pun în jurul nostru. Dacă am înțeles bine, după ce te-ai uitat la lumea în care suntem și la ce întrebări ridică ea, în trusa noastră au fost puse exact. trei unelte și anume mai întâi de toate, autenticitatea Cuvântului lui Dumnezeu, să știm cum să răspundem celor care ridică semne de întrebare că Biblia ar fi o carte autentică. Al doilea lucru este existența lui Dumnezeu, și al treilea lucru este legat de uh, relevanța credinței creștine. Credința nu mai e valabilă pentru noi astăzi, nu e mai relevantă. Ar vrea să le rugăm pe rând și să vedem ce putem spune sau ce soluții ați identificat în apărarea autenticității Cuvântului lui Dumnezeu. Da, este o fascinație cu totul deosebită asupra faptului că putem să vorbim despre scriptură așa cum este în limbajul unei cântări, cartea aceasta Dumnezeu ne-a dat, ea este izvorul mântuirii. Pentru că avem de a face cu o carte care nu aparține lumii noastre, faptul că privim la această carte și vedem cât de autentică este. Ea este autentică prin faptul că este un cuvânt pe care nu omul a creat, și aceasta nu este ceea ce spun oamenii din jurul nostru, da? Cartea aceasta este o creație a oamenilor înțelepți, oameni care vin ca să, să, vor să ducă în eroare pe alții și atunci au pus la oaltă o carte care se ducă pe alții în eroare. Nu este adevărat lucrul acesta. Deci, cartea aceasta nu este măestre unor oameni care se inducă în eroare pe cineva. Ci cartea aceasta are câteva adevăruri foarte, foarte, foarte importante și foarte marcante. De exemplu, dacă ar fi fost o carte scrisă de oameni, cum s-ar fi putut explica apariția unei cărți atât de complexe scrise într-un interval de 1400 de ani de circa 40 de scriitori de diferite nivele sociale, de la cioban până la împărați, având un mesaj central unic și o unitate în diversitatea care atestă scopul ei precis și relevanța ei maximă. Deci este un aspect care ridică un lucru foarte important asupra acestei cărți. Un alt aspect care mi se pare foarte important este cum se explică lupta aprigă împotriva Bibliei, de anume sisteme autoritare care s-au lideri sau anumiți lideri de seamă care au luptat cu vehemență împotriva Scripturii și Scriptura a rămas până astăzi în picioare. Un alt aspect care este foarte important este cum se poate explica curatețea maximă a profețiilor din Scriptură. Pe lângă limbajul literal sau narrativ, Biblia are și un limbaj profetic, antipacific. Anti, anti Activ. Dacă Scriptura vorbește despre acest limbaj care e, ajunge să se autentifice în adevăr sau în minciună, Scriptura arată că toate predicțiile sau toate profețiile s-au împlinit cu exactitate și dacă avem 300 de profeții care s-au împlinit prin venirea lui Iisus Hristos, dacă avem sute de profeții care s-au împlinit în Vechiul Testament, înseamnă că această carte are o altă, altă sferă de activitate și provine dintr-o altă sferă de existență. Cum se poate explica acceptarea Scripturii de către omul învățat, de către mare savant, ai vremurilor trecute și de către cei contemporani? Conform datelor pe care le avem celor din ziua de astăzi, lumea întreagă a ajuns la cunoștința că, totuși, Biblia este cartea care este adevărul, Dumnezeu, și este o carte care este de-a dreptul interesantă și care are un adevăr relevant. Cum se poate explica faptul că scriptura este dovedită și atestată din punct de vedere arheologic? Vă dați seama că dacă fiecare descoperire arheologică. Ar fi contestat adevărul Scripturii. Cam cum putem noi să mai stăm cu fruntea sus când am spune că aceasta nu este o carte care să ne stea la dispoziția noastră, să nu le refeze adevărul. Deci, de mijloci despre acuratețea Sfântului Scriptură este că acești oameni care au vorbit mânați de Duhul Sfânt, care au scris aceste realități pe care Dumnezeu le-a transmis, arată că poartă amprenta unei inspirații divine arată că ea răspunde la una din cele mai mari nevoi pe care o omul le are și anume la nevoia mântuirii sufletului uman. Atunci când vorbim despre orice altă știință, putem să o găsim în oricare alt loc din lume. Dar atunci când vorbim despre mântuirea sufletului uman, lucrul să-l găsim doar în Sfânta Scriptură. De aceea Scriptura se autodefinește a fi cuvântul Dumnezeu. Nu se definește a fi cuvântul oamenilor, Oameni de altă clasă recunosc că aceasta este cartea care pur și simplu poartă amprenta Divinității. Ea însăși se definește a fi cuvântul Dumnezeu. De 260 de ori în Vechiul Testament este scris mereu cuvântul Dumnezeu, cuvântul Domnului, cuvântul lui, așa vorbește Domnul. Domnul a vorbit. Cu alte cuvinte, noi nu avem de-a face cu o carte care este de natură, de factură umană, ci avem de-a face cu o carte care pur și simplu este de ordin divin. Isaia ne vorbește cu atâta mărnimiri despre lucrul acesta. Salmul spune: Cuvântul tău este cu totul încercat, natura cuvântului tău este adevărată și fiecare judecată a ta este dreaptă pe vecie. Sau într-o altă traducere spune: Temelia cuvântului tău este adevărul și toate legile tale, cele drepte, sunt veșnice. E, deci cuvântul tău este o candelă continuă psalmistul și merge mai departe în sfera aceasta. Dacă avem o bază care este pregnantă, teologică, prin care ea însăși pretinde că este cuvântul Lui Dumnezeu, ba mai mult Noul Testament spune mai degrabă există probabilitatea ca cerul și pământul să treacă decât cuvântul Lui Dumnezeu ar putea să treacă. Deci, avem o carte care are o pretenție cu totul ieșit afară din, din, din limitele umane. Astfel, Scriptura se autentifică prin unicitatea ei. Deci, este o carte care poartă o, o autenticitate și o unicitate a ei, că este de ordin divin. Este o carte care se autentifică prin unitatea ei. Toată Scriptura și eu personal am studiat în mod cu totul de amăruntul să văd dacă nu cumva Scriptura se contrazice ca și intențe pe care o are. De la începutul Scripturii, dorința de a-l salva pe om din labirintul meu acestea este deviza de bază a Scripturii. Cum poate omul care a pierdut traiectoria să ajungă înapoi pe calea pierdută și toată Scriptura ca un fir roșu până în cartea Apocalipsa este marcată și animată de acest gând și această profunzime teologică cum poate omul să ajungă înapoi, să fie reconciliat cu Dumnezeu? De aceea Scriptura se autentifică prin unitatea ei, această unitate în a demonstra lumii pe Isus Hristos ca Mântuitorul lumii, al prezenta lumii pe Isus Hristos ca Mântuitorul lumii și apoi îl găsim pe Isus Hristos care rămâne culminanța relevantă, Hristos care este uh, Semnul veacului pentru fiecare realitate. Încă un lucru care mi se pare foarte interesant este: Scriptura se autentifică prin confirmarea realității curentei. Ceea ce pe mine mă fascinează, de exemplu, dacă am luat câteva afirmații ale Scripturii: Din pământe și în pământe vei întoarce. Deci, conform cercetătorului actual, compoziția chimică a corpului man este compatibilă cu cea a solului. Lungimea vieții prescrisă în Dumnezeu corespunde cu vârsta pe care o trăim astăzi. Cu alte cuvinte, nimeni n-a reușit ca să schimbe această paradigmă de existență, ci ea corespunde după modelul care a fost dat de, de Dumnezeu. Scopul și rolul omului este cel prescris de scriptură. Omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, fiind singura ființă cu capacitatea de a gândi abstract, de a comunica, crea, planifica, relaționa cu Divinul și așa mai departe. Deci observăm că omul reflectă și astăzi ca o singură, ca un domnitor care domnește în lumea aceasta și care poate să facă lucrări frumoase pe care să le aducă pentru slava și gloria celui care l-a creat. Modelul original al creației este identic cu cel cunoscut de astăzi de omenire, ca urmare a descoperirilor pe care le aduce și Einstein și Huber și așa mai departe. Omul a fost de origine vegetală, de fapt confirmat de astăzi de consimțământul pe care îl avem astăzi. Viața umană, terestră, poartă și astăzi amprenta blestemului Adamic. Munca este realizată prin sudarea feței, adică efortul și stresul însoțesc activitatea umană, indiferent de omul care poate să fie într-o stare înaltă sau un om de stare de joasă. Toți suntem cuprinși de lucrurile acestea. Elementele care se întâmplă după naștere, multitudinea și limbele care sunt pe globul acesta. Multe lucruri care toate din Sfânta Scriptură sunt cele pe care le atestă Scriptura și Scriptura se dovedește prin realitatea ei curentă. De exemplu, oamenilor le este rânduit să moară o singură dată. Observați, o singură deviză scripturală care rămâne veșnic valabilă și de care putem spune Dumnezeu are dreptate până în cele mai mici existențe care sunt în lumea noastră. Dumnezeu spune în cartea Geneza și în fapte i-a așezat pe oameni în vrem și i-a pus anumite hotare locuințelor lor toate lucrurile astea și nenumărate alte lucruri, existența curcubeului, de exemplu, de ce apare curcubeul mereu după ploaie, de ce poporul Israel a fost hrănit în pustia într-un mod cu totul aparte. Sunt atâtea lucruri care arată și autentifică faptul că Scriptura este o carte care vorbește despre autenticitatea ei. Deci a dat se autentic... carte. Dumnezeu ne-a dat spărat? această carte și ea este adevărată pe deplin și există argumente. Suficiente. Și exact. au fost Cred enumerate că... aceste argumente, și uh, toate acestea, plecând de la argumentele interne, cât și de la argumentele externe scripturii, uh, strigă într-un glas că această carte este adevărul și uh, va rămâne adevărată până când lumea aceasta a exista, ea este veșnică, e cuvântul veșnic al lui Dumnezeu. Dacă mai vrea să mai adăugați ceva aici la scriptură, mai avem doar câteva minute, cred că vreo sfert de oră, și să ne îndreptăm spre celelalte argumente. Da, este de o frumusețe rară să vezi că uh, scriptura, de exemplu, una din cele mai mari probleme pe care le ridic omul modern este că conteste scriptura pentru că, spun ei, începutul ei ar fi destul de șubrede, ar fi destul de anevoioase, n-ar fi suficient de uh, competitive. Și atunci îi spun că, de fapt, mai ușor ar fi să accepti existența lui Dumnezeu decât să accepti existența scripturii. Ceea ce pe mine mă fascinează este să pun problema un pic invers. Ce ar însemna să nu fie avut scriptura? Sau să fie existat scriptura, să fie undeva ascunsă și lumea să nu aibă niciun adevăr? Aș fi vrut să văd pe istorii și pe oamenii de știință de astăzi cu ce s-ar lupta dacă ei n-aveau adevărurile în, de la început. Deci aceste adevăruri pe care noi avem atât de mare nevoie despre ele, cu siguranță le avem uh, relatate în Scriptură într-un mod extrem de, de, scurt, ca și într-o uh, ca într-o formă extrem de scurtă, deci ca și într-un rezumat. Nu ne spune când a creat, nu ne spune cum a creat, nu ne spune dacă neapărat asta a fost tot ce a ales Dumnezeu să ne spună, ci el ne spune, uite, acestea sunt adevărurile pe care le aveți despre începuturi. Și atunci, dacă n-am fi cunoscut începutul creației, dacă n-am fi cunoscut începutul omenirii, dacă n-am fi cunoscut începutul durerii, al frământărilor, de ce trăim în lumea aceasta? Care este scopul omului în lumea aceasta? Există vreo scăpare din lumea aceasta? Sunt atâtea levruri care, pur și simplu, dacă noi ignorăm Scriptura, noi pur și simplu rămânem în suspans. N-avem alte dovezi pe care să le punem și să putem să înlocuim ceea ce ne arată Scriptura. Cu alte cuvinte, începem cu Scriptura și autenticitatea Scripturii pentru a putea explica existența lui Dumnezeu. Dumnezeu există chiar dacă cineva nu crede în uh, autenticitatea Scripturii, dar aut Scriptura. Pune în lumină existența lui Dumnezeu, o afirmă și ne dă și argumentele pentru existența lui Dumnezeu. De aceea, aș vrea să ne mutăm puțin la discuția despre existența lui Dumnezeu și argumentele privitoare la existența lui Dumnezeu. Da, deci o altă problematică și un alt aspect care este foarte, foarte des preluat de oameni: de unde știm noi că există Dumnezeu? De fapt, dacă suntem foarte cinstiți cu noi înșine, cea mai sfrededitoare întrebare care se pune omenirii și cu care se confruntă omenirea de-a lungul veacurilor este oare există cineva care transcende lumea aceasta? Oare există un creator care să le fie creat pe toate? Oare există un Dumnezeu care să fie cu adevărat un Dumnezeu? Dacă nu cumva acest Dumnezeu eventual există și a creat lumea asta, a pornit cea sornică asta mare și a lăsat-o la voia întâmplării, de Întrebând pe oamenii care, care ne înconjoară. Bineînțeles că avem aici o, o mare luptă filozofică, și pe care lumea care ne înconjoară o pun și o ridică pentru noi, ca și oameni. Ceea ce poate că am putea să spunem este că dacă noi suntem preocupați să răspundem cum ar putea să existe Dumnezeu. Ar vrea să răspund pe un aspect că nici teologii și nici oameni de știință n-au cum să meargă într-un laborator și să poată să elaboreze de acolo o definiție sau să găsească un concept cum că Dumnezeu există sau că Dumnezeu nu există. Deci nici unul, nici alții nu putem ca să argumentăm, să arătăm în mod empiric faptul că putem să demonstrăm existența lui Dumnezeu. Dar ceea ce este foarte important și ceea ce ne ajută pe noi să recunoaștem că Totuși, Dumnezeu există, este faptul că cum am putea să explicăm originea Universului? Pentru că există de o magnitudine pe care mintea omului și capacitatea omului nu poate să creeze o asemenea lume. E o lume care trece capacitatea noastră ca și ființe umane pe acest pământ. De aceea, ca să putem să explicăm existența Universului, avem nevoie de să căutăm pe cineva care să fie palpabil pentru lucrul acesta. Frumusețea pe care o găsim este că scripturile vin și ne relatează faptul că Dumnezeu este creatorul cerului și la pământului. La început Dumnezeu a creat cerul și pământul și atunci când avem aceste afirmații, parcă este o o mare încurajare pentru noi, pentru că într-o lume vastă în care nu avem niciun răspuns palpabil și un, răspuns demonstrabil, găsim în Sfânta Scriptură acest adevăr care este atât de temeinic. Dumnezeu a creat cerul și pământul. La început Dumnezeu neagă ateismul, spunea cineva, și Politeismul, într-un vid, în vidul nimicului și confuzia mulțimii de Dumnezeu, Geneza ne-l prezintă pe Maestosul și unicul Dumnezeu care este sursa, suportul, cum spunea și Marele Teolog Baptist, și scopul tuturor lucrurilor. La început, Dumnezeu a făcut neagă fatalismul cu învățătura sa bazată pe hazard, dar și evoluționismul haotic, mașinist și impersonal. Atunci când am trebuit să acceptăm una din filozofiile vreme că Întregul universul a apărut la voia întâmplării Întrebările parcă ar curge una după alta ca un lanț Păi de ce nu mai apar alte lucruri la voia întâmplării în lumea în care noi trăim? De ce nu apar alte universuri? De ce nu apar în fața ochilor noștri alte lucruri prin care să demonstrăm faptul Că într-adevăr această ipoteză filozofică ar putea să fie valabilă Cu siguranță că oamenii vin și spun că existența lui Dumnezeu este postulată de de frica oamenilor, prin faptul că oamenii nu știau să răspundă la fenomenele naturii, atunci au creat conceptul despre Dumnezeu. Sau un mare filozof spunea foarte interesant că de fapt Dumnezeu este proiecția minților noastre. Atunci omul neavând de ce să ancoreze, a creat el proiecția existenței lui Dumnezeu. Sau alți filozofi și ne-au în derâdere faptul că noi apelăm la acest dicton al credinței pentru că nu putem să explicăm lucrurile empirice și atunci apelăm la sfera aceasta de a ne apela la dictonul credinței. Dar ceea ce pentru noi este complet diferit. Noi credem că un Dumnezeu înțelept, atotștiutor, un Dumnezeu care le-a avut pe toate, Dumnezeu care le cunoaște pe toate, un Dumnezeu care stă în putere să facă toate lucrurile acestea, le-a făcut după sfânta sa voie. Și pentru că avem un astfel de Dumnezeu de o asemenea magnitudine care a putut să creeze un cer, care cerul e spun slava lui, un Dumnezeu care pur și simplu putem descoperi în cosmosul în care îl întâlnim, în sensul că putem să vedem mâna maestrului Universului, această maestrie care uimește pe fiecare om. Îl putem găsi pe Dumnezeu în conștiința umană, și atunci conștiința umană este cea care pur și simplu îl dezvăluie și îl prezinte pe Dumnezeu, această lege morală pusă în noi. De unde avem această lege morală pusă în Ființa Umană? Este evident că această lege morală este pusă și este făcută de un Dumnezeu care transcende lumea noastră și care trăiește într-o altă dimensiune care nu este contaminată de păcat. Pentru că dacă ar fi contaminat de păcat, n-ar mai putea să fie uh, un stăpân și n-ar putea să fie un Dumnezeu cu adevărat relevant pentru lumea noastră Răspunsurile ar putea să, să fie multe și, de exemplu, am putea aduce câteva adevăruri auxiliare care să argumenteze existența lui Dumnezeu De ce există religie în lumea aceasta? Pentru că prin natura sa omul este religios și chiar dacă antropologii spuneau că doar târziu de tot omul a descoperit că ar putea să existe Dumnezeu și cum ar putea să fie sau că religia este reală, dar se descoperă din Sfânta Scriptură că deja primul om care a fost Cain și Abel și au încercat să aducă închinare celui preanal Cu alte cuvinte, cu mulți ani, cu sute, cu mii de ani înainte, din natura omului, omul este o ființă religioasă. Existența religiei, chiar dacă este în formă. Diferite pentru uh, mapamondul pământului demonstrează faptul că există și cum spunea Sfântul Augustin sufletele noastre găsesc existența și liniștea în tine Dumnezeule De ce? Pentru că cum spunea și Mare împărat Solomon, Dumnezeu a pus gândul veșniciei în ființa umană L-a creat după chipul său și a pus gândul veșniciei, astfel că ceea ce omul caută din totdeauna, caută pe cineva care să fie transcendent, care să poată să demonstreze că cineva există și că cineva poate să umple golul ființei umane. De unde apare dorința de a trăi veșnic? Dacă toate fapturile ar fi fost create și ar fi fost la voia întâmplării sau ar fi fost produsul unei materii, de unde apare în om dorința de a trăi veșnic? Niciodată materia nu-și dorește lucrul acesta, nu are să minte. Dar gândul ăsta încurstat al veșniciei în Dumnezeu în ființa noastră ne arată și ne ilustrează nouă fiecăruia că există ceva mult mai mult decât ceea ce cunoaștem noi și decât ceea ce putem să pricepem noi. La fel de ce este nevoie de adevăr dacă n-am fi fost creați dintr-o ființă care să fie adevărul suprem, un Dumnezeu care să iubească adevărul, dreptatea, n-am fi fost marcați de aceste aspecte care să fie atât de clare în lumea noastră. De unde există dorința după ascensiune, dune este nevoie de frumos, de ce totdeauna ființa umană își dorește cu, din toată ardoarea să cunoască frumosul, să fie fericită, să cunoască frumosul în muzică, în artă, în imaginație, în, în poezie și așa mai departe. Multe lucruri care sunt foarte, foarte complexe pot să fie aduse aici despre existența în că Deci, despre două argumente, uh, scriptura și. Uh, Existența lui Dumnezeu. Sigur că cei care doresc să știe mai mult și să exploreze mult mai cu atenție argumentele pot să găsească cartea aceasta, cred că la librărie. La librăria Stefanos, pe internet, dacă dați căutare unelte apologetice în vederea confruntării cu lumea postmodernă, puteți să citiți aceste argumente. Mai avem doar câteva minute și mă gândeam să nu sărim peste a treia problemă, și anume apărarea credinței în fața acuzației că este irelevantă. Credința creștină este irelevantă. Mai aveam doar 3-4 minute și aș vrea să abordăm și acest argument. Da, un singur lucru aș vrea să mai menționez până la aspectul acesta. Faptul este că un domeniu care m-a făcut și să fac această lucrare a fost dorința de a găsi un nou argument în existența lui Dumnezeu. Și lucrul ăsta l-am văzut foarte proeminent în viața poporului Israel. Ei, viața poporului Israel este o carte de vizită că Dumnezeu există. De ce? Pentru că uh, Dumnezeu l-a ales în mod unic. După avem un citat de o frumusețe maximă în cartea de Otronom, în care spune Dumnezeu Eu am ales să mă descopărție, cum nu m-am descoperit la niciun popor de lumea aceasta. Și eu am ales să fac minuni, semne, lucrări spectaculoase, miraculoase, doar cu tine, doar cu acest popor care este poporul ales al Dumnezeu. Ei, Toată viața acestui popor a fost umbrită de mâna celui prea înalt, și viața poporului Israel, care a fost luat cu mână tare, scos din robia egipteană și dus în țara Canaan, și apoi condus binecuvântat de Dumnezeu, dar în același timp și pedepsit de Dumnezeu, cum n-a fost niciun popor pedepsit în lumea aceasta, am putea spune, arată în modul cel mai elogvent și cel mai clar că acest popor a fost un popor ales de Dumnezeu. Deci atunci când vrem să căutăm o demonstrație a faptului că Dumnezeu există, putem să privim la viața poporului Israel. Cu siguranță putem privi la viața lui Iisus Hristos, Domnul nostru, prin care ne putem și certifica credința noastră. Ceea ce vreau să spun este că credința are o importanță enormă pentru viața de fiecare zi. S-a demonstrat științific, s-a demonstrat psihologic că oamenii care cred trăiesc mai mult, pot să trăiască mai frumos, pot să trăiască direcționați de un cel care să fie un cel către patria cerească. Scriptura este o carte frumoasă și de aceasta este această credință fantastică. Ea ne spune de unde venim, ne spune care sunt condițiile în condițiile, în viața în care noi trăim, și apoi ne spune ce a pregătit Dumnezeu pentru noi în viața care urmează. Aici apare elementul de credință și credința este de o, de o importanță extrem de, de, mare pentru noi. Cu siguranță ea este luată în derâdere și spune, a, creștini apelează la dictonul credinței, deci crede și nu cerceta. Cu siguranță spune oamenii, a, credința este demodată, este a, un apanaj al unor oameni, al unor biserici. De aceea spun oamenii moderni la ora actuală, domnule, ar trebui să închidem pe oamenii în biserică sau ar trebui să le desfințăm aceste locașul de cult pentru că prea se propagă elementul de credință. Dar închipuiți-vă un lucru. Cât de importantă, cât de vitală este credința. De ce bem apă? Bem apă pentru că credem, observați, credința există în tot ceea ce există între mine și obiectul pe care l-am, am nevoie de credință. De ce scriu o carte? Pentru că eu cred că într-o zi voi putea duce la bun sfârșit această acest proiect și se va materializa într-o carte. De ce mă urc în avion? Pentru că eu cred totuși, chiar dacă am făcut de mai multe lucruri o, o lucru acesta și acum nu mai necesită foarte mult ca să mi pun coapsele minții la, 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 la contribuție, dar de fapt în tot ce fac eu, tot ce eu dintre mine și ceea ce există este credință. Și ce observăm? Credința este materia pe care alesul ales -o Dumnezeu prin care îl putem cunoaște pe el. Credința este materia prin care putem cunoaște adevărul despre Dumnezeu, că Dumnezeu a creat lumea, că Dumnezeu există, că Dumnezeu ne iubește. Credința este materia, pe scurs spusă, de care avem nevoie la fiecare pas. De aceea, dorința mea arzătoare este să ajutăm pe oameni să se ancoreze în credință. Nu atât de mult într-o credință neapărat confesională, de un anumit tip confesional, ci într-o credință în Dumnezeu, o credință în Scripturi, o credință care să relefeze pe Dumnezeu în modul cel mai mare, pentru că El este arhitectul veților noastre și o credință care să ne dea un destin, un destin nu într-o lume, eu știu, lipsită de relevanță, ci într-o lume care este lumea lui Dumnezeu. Și eu cred că este o frumusețe fantastică, fără să fie apelat la niciun argument care e scris în carte am venit cu câteva lucruri suplimentare pe care să încurajăm viața omului. Avem nevoie indispensabilă de credință. Nu putem trăi în viața aceasta ca și aerul este credința pentru viața noastră de fiecare zi. Da, mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare, acest dialog la această emisiune. Cred că merită să ne aducem aminte de toate aceste adevăruri, și pentru cei care încă nu le-au îmbrățișat, rugăciunea noastră este ca să îmbrățișeze aceste adevăruri. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat, este adevărul. Dumnezeu există, că îți place, că nu îți place, El există. Și în al treilea rând, credința. Trebuie integrată în viața de fiecare zi pentru că are răspunsuri pentru realitățile în care noi trăim. La fel, vă doresc și dumneavoastră să faceți lucrul acesta, să îmbrățișați adevărul despre Dumnezeu, să aveți credință în Dumnezeu, să recunoașteți că El are o carte pe care noi trebuie să o ascultăm și să trăim în fiecare zi cu credința aceasta, luând adevărul Sfintelor Scripturi și punându-l în practica de fiecare zi. Vă doresc o seară bună, la revedere. Dumnezeu să ne ajute să fim credincioși indiferent de lumea în care trăim.